A devenit deja un obicei ca femeile să fie în centrul atenției în preajma zilei de 8 martie, astfel că primarul municipiului Marius Creciu, însoțit de viceprimarul Cristian Mură și de consilieri locali, a oferit flori doamnelor și domnișoarelor din oraș și le-a transmis cele mai sincere urări cu ocazia acestei zile deosebite. De 15 ani ne vedem în fiecare 8 martie, nu ne-a oprit nici măcar COVID-ul, acum cred că ne oprește nici războiul ăsta care e pe la ușa noastră. Vă doresc din suflet să aveți o primăvară frumoasă, să vă bucurați de familiile dumneavoastră, de cei dragi dumneavoastră și să sperăm că ieșind, odată ieșiți din problema asta cu pandemia, nu vor mai apare alte probleme, să ne putem desfășura în liniște viața așa cum am avut-o până n-au apărut aceste probleme. Alături de colegii mei, de echipa mea, vă dăruim câte o floare și toate gândurile noastre bune. La mulți ani! De Ziua Internațională a Femeii, autoritățile locale din Robeta Turnu-Severin și-au propus să aducă un zâmbet pe fețele femeilor din municipiu. Bună, la mulți ani! Astfel, edilul Marius Creciu, însoțit de viceprimarul Cristian Mură și de consilierii locali, a păstrat și anul acesta tradiția de a înmâna câte o floare cu ocazia zilei de 8 martie doamnelor și domnișoarelor care lucrează în fabricile din orașul nostru. Evenimente de politică, pur și simplu așa am simțit, așa simt de ani de zile să fiu alături de doamnele și domnișoarele din aceste centre de lucru, bijuterii, croitorii. Aici doamnele sunt majoritare. Eu zic că este un gest frumos pe care mi-l asum și pe care mi-l voi asuma în continuare. Spuneam și spun în continuare, nu ține de politică, ține de bunul simț, ține de dorința mea personală să le fiu alături acestor doamne care ne înfrumusețează viața, sunt lângă noi și vor fi și în continuare. S-au oferit flori în semn de admirație doamnelor și domnișoarelor care lucrează în fabricile din orașul nostru, iar gestul deosebit al primarului a fost foarte apreciat de acestea. O părere foarte bună și mulțumim de atâția ani de zile că vine și ne onorează cu prezența aici. Deci oricum îi mulțumim, nu uită de noi niciodată. Un lucru frumos. Ce părere să am? O părere foarte bună, foarte frumos gestul lui, care îl face în fiecare an, vine la noi cu flori de 8 martie. Da, o să de cât timp lucrați? De 10 ani și ceva. Și în fiecare an e... Da, în fiecare an vine și ne aduce câte o floare. E un gest frumos, în fiecare an vine și ne dăruiește flori de Ziua Femeii. Într-adevăr, ne bucurăm că primim o floare. Frumos. Acesta este modul autorităților de a-și arăta prețuirea față de femeile care își desfășoară activitatea în condiții dificile de muncă, însă nu sunt niciodată ocolite de atenția reprezentanților primăriei.